Bună seara, doamnelor, domnilor! Îmi revine deosebita bucurie de a deschide această seară eveniment. O seară eveniment cu trei piloni, să zic, eveniment de trei ori, pentru că avem de-a face cu un eveniment editorial, pe de o parte, cu un eveniment legat de poezie și, desigur, muzică. Așadar, două arte se întâlnesc în Casa Cărților, în templul sacru al cărților numit Bibliotecă, Biblioteca Centrală Universitară Carol I. Sunt bucuroasă să vă arăt ceea ce probabil ați remarcat deja în holul aulei, și anume cele două volume reeditate după 50 de ani, care pun la oaltă două nume sonore ale culturii românești, cu tot ce înseamnă ea, respectiv Mihail Jora, la momentul la care acestea au fost inițial puse în tandem, dumnealui se găsea în deplină maturitate artistică, și versurile Marianei Dumitrescu. Este un eveniment in memoriam. Pe 4 aprilie, dacă nu mă înșel, s-au împlinit 50 de ani de la trecerea nedreaptă și destul de rapidă, de tulburătoare. Era de seamă cu mine doamna Mariana Dumitrescu atunci când a trecut în neființă, deci mai avea multe de spus, multe de adus în universul poetic românesc. Aș vrea să-mi permiteți să vă citesc câteva cuvinte din introducerea pe care doamna Ilinca Dumitrescu, atât ca intelectual care duce mai departe torța aprinsă de părinții domniei sale și prin asta le aduce un omagiu, o mulțumire, și cred că acest exemplu ar trebui urmat, dar și în calitatea domniei sale de fiică, deci atât ca intelectual cât și ca fiică, iată ce scria în aprilie, când s-au împlinit acești 50 de ani. De câte ori am reușit să transmit cu emoție unui coleg sau unui discipol câte ceva din moștenirea muzicală primită la rândul, am avut un sentiment de împlinirea unei datorii culturale sacre. Sper ca și generațiile următoare să se aplece asupra acestor pagini, așa cum ne-am înclinat noi. Tocmai de aceea a fost binevenită întâlnirea cu editorul Matei Bănică, aflat în stânga scenei. Domnia sa este cel care a găsit de cuvință, într-un mod foarte inspirat din partea Grafoart, să facă această operă de recuperatio. De asemenea, cred că perpetuarea marilor tradiții ale muzicii românești reprezintă o datorie de onoare și mă bucur atât ca director vremelnic al acestei instituții, dar în primul rând ca prieten al doamnei Ilinca Dumitrescu, de faptul că am putut să oferim această seară domniilor voastre. Vă mulțumesc! Mulțumată doamnă Mirei Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare, mulțumat auditoriu, dragi prieteni, sunt atâția prieteni în sală, iată, sunt emoționată. Este un moment pe care de mult l-am așteptat, să închin o seară întreagă memoriei mamei mele, și iată că acest moment a sosit la 50 de ani de la trecerea sa în neființă. A fost în 4 aprilie. Ea a murit în 4 aprilie 1967. Sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare că, iată, în această splendidă aulă a bibliotecii, putem să ne întâlnim cu toții și să ne amintim de maestrul Jora, de Mariana Dumitrescu, de Ion Dumitrescu, și veți vedea pe parcurs și de mulți alți mari muzicieni care ne-au fost în preajmă.
care au reprezentat o generație de aur a muzicii românești. Sigur, uitându-mă în sală la toți prietenii cunoscuții care sunt, îmi dau seama că puțin mai sunt cei, poate pot să-i număr pe degete, care i-au cunoscut pe toți acești maestri. Și pe maestrul Jora, și pe mama mea, și pe tatăl meu, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini. Dar și maestrul Jora și tatăl meu, Ion Dumitrescu, au fost profesori, au avut la rândul lor mulți discipoli și iată această mentalitate muzicală și culturală și românească se transmite mai departe și asta pe mine mă bucură în mod deosebit. M-am gândit în această seară să avem mai întâi o discuție cu doamna Georgeta Stoleru și cu Matei Bănică, apoi un moment poetic cu trei artiste cu totul excepționale. Vom mai vorbi mai apoi despre acest lucru și la sfârșit un moment muzical va fi interpretat Cvartetul de coarde de Ion Dumitrescu, de Cvartetul Arioso, colegi pe care îi cunosc de multă vreme din orchestrele radio și filarmonică. O să vă spun câteva cuvinte, sigur pe scurt, nu putem să vorbim foarte mult despre mama mea și activitatea ei, din păcate, curmată la 42 de ani de o boală cruntă, care nici în momentul de față nu și-a găsit leacul. Am fost întrebată de multe ori ce s-a întâmplat și acum spun, am și tipărit multe scrisori împreună cu doamna Sanda Hârlav Maistorovici din Ploiești, multe scrisori în care corespondența aceasta dintre Paul Constantinescu, părinții mei, Mihail Jora, scoate la iveală o serie întreagă de adevăruri care acestea sunt. De la o căzătură pe care a avut-o în tinerețe, a făcut un hematom cerebral și a fost o tumoare pe nervul acustic, neurinom acustic se cheamă această boală, care până în ziua de astăzi nu, aproape că nu poate fi operată cu șanse de vindecare. Din păcate, asta s-a întâmplat. Dar ea a scris multe poezii, câteva sute de poezii, nuvele, pe care am datoria să le tipăresc, nuvele fantastice, foarte adânci și filozofice, fiindcă ea avea pregătire de filozof, a urmat Facultatea de Litere și Filozofie, terminată cu magna cum laude la București. Iar Mihail Jora a scris baletul Întoarcerea din adâncuri pe nuvela aceasta ei fantastică. Este o creație a maestrului Jora absolut excepțională. Din păcate, tot așa de o jumătate de secol nu a mai văzut lumina scenei. După un mare succes la Opera din București, în coreografia lui Oleg Danovski. Mama mea a fost și absolventă a Institutului de Teatru, pe vremea aceea se chema Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică din București. A învățat cu Maria Filotti, a avut mari profesori și la Facultatea de Filozofie și la Facultatea de Teatru, a profesat 3 ani pe scena Teatrului Național, în timp ce tatăl meu era dirijorul și compozitorul Orchestrei Teatrului Național. A fost 7 ani în anii 40, în ani foarte grei, tulburi, dar activitatea Teatrului Național în acea vreme era foarte efervescentă. Mama a jucat numai 3 ani pe scenă și apoi s-a retras. A venit anul 1947, când dosarele lor nu erau foarte bune. Zaharia Stancu venise directorul Teatrului Național și a făcut o curățenie totală
Și atunci părinții mei au părăsit scena Teatrului Național. Nu pot să uit, fiindcă o am în față pe doamna Ilinca Tomoroveanu. Am ținut o conferință cu ocazia centenarului tatălui meu în 2013 la Teatrul Național, în acea serie de conferințe ale teatrului, și am povestit foarte multe despre activitatea lor la teatru. După 1947, toată lumea știe câte prefaceri și câte greutăți au venit peste toți. Peste unii mai puțin, peste alții mai mult, dar toată lumea a trecut prin aceleași rigori. Tatăl meu însă în 1952 a devenit președintele Uniunii Compozitorilor, într-o perioadă în care arta era foarte mult susținută și o jumătate de secol a reușit să facă foarte multe pentru muzica românească. Mama mea însă s-a retras. Nu i-a plăcut să mai fie în prim plan, a scris foarte mult, era o personalitate strălucitoare, era o femeie frumoasă. Zoe Dumitrescu Bușulenga a scris câteva cuvinte splendide, ele au fost colege și prietene la filologie și filozofie, a scris câteva cuvinte splendide care sunt în multe eseuri despre activitatea mamei mele. Și ea a văzut-o poate cel mai bine dintre toți. Spunea că era spiritul cel mai strălucit din generația lor și că așteptau de la ea cele mai mari lucruri. Iată, sigur că ea a dat foarte mult, eu am obligația aceasta de a tipări și de a readuce în actualitate opera ei, dar câte ar fi putut să scrie? Gândiți-vă, în istoria artelor au fost mulți oameni, multe personalități, sigur, la cel mai înalt nivel, care au murit foarte tineri. Dacă te gândești ce ar fi putut face, e un sentiment teribil, înspăimântător. Dar, pe de altă parte, poate, privit și așa mai rece, poate că acești oameni și-au făcut datoria și au dat ce trebuia până la această vârstă și asta este. Maestrul Jora, însă, a trăit până la aproape 80 de ani. El i-a prețuit foarte mult pe părinții mei, el era rector și director, cum se spunea pe vremea aceea, în anii 30-40, al conservatorului regal, și i-a văzut, tatăl meu a fost student, iar mama, ca actriță, ca studentă la teatru, a fost văzută de el la toate examenele, el participa la toate examenele, cunoștea toți studenții, nu numai de la teatru, ci și de la muzică. Și fiindcă tatăl meu era student și la un moment dat au devenit prieteni, iată, această prietenie s-a dezvoltat asupra întregii mele familii. Eu i-am fost ultima discipolă, ultimul elev al maestrului. Și până în ziua de astăzi sunt fericită și emoționată că pot să fac ceva pentru perpetuarea memoriei lui. La centenarul Jora, 1991, am publicat un amplu volum cu foarte multe documente scoase pentru prima oară la iveală. Acum câțiva ani am reușit să fac un dublu CD împreună cu editura Casa Radio, foarte serioasă editură. Iar astăzi, iată un alt moment în care am alături de mine pe draga mea prietenă Georgeta Stoleru, cu care am cântat de atâtea ori aceste liduri, nu numai pe versurile mamei mele, dar și pe alte versuri extraordinare, Rilke, Arghezi, Goga. Jora a avut multe cicluri de liduri, dar cele mai multe scrise pe versurile Marianei Dumitrescu sunt 9 cicluri de liduri, începând cu opus 31 și terminând cu opus 54, ultimului opus, și sunt 49 de liduri. Sigur, ele au fost tipărite, cum a spus și doamna Mirei Rădoi, în anii 60, dar din anii 60 până acum a trecut jumătate de veac, este incredibil. O altă persoană
care, iată, e alături de mine și îmi face o deosebită plăcere să văd un om dintr-o generație foarte tânără care este atât de atent și atât de entuziast și atât de energic în legătură cu valorificarea muzicii românești. Este Matei Bănică. Mă bucur, Matei, că ești alături de mine. Ai mai fost și în emisiunile mele de televiziune și știu că, sigur, tu ești dintr-o familie de muzicieni, ai moștenit acest dar al simțirii muzicale, dar totuși, tineri în ziua de astăzi parcă fug de muzica clasică. Ia spune-mi puțin, de unde ți-a venit această pasiune și ideea aceasta de a tipări muzică românească? Inițial, aș fi vrut să vă mulțumesc pentru invitație și pentru toată inițiativa publicării acestui volum. Editura Grafoart, fondată în 1991, a aparținut inițial bunicului meu. El, care a fost la origine tipograf, apoi a fondat o editură imediat după Revoluție, când s-a putut. Eu am preluat-o din 2005 și am orientat-o către domeniul muzical. În școala, în Liceul de Muzică George Enescu, în timp ce urmam cursurile de vioară, am suferit foarte mult din lipsa partiturilor și am decis că va trebui să schimb acest lucru. Aveam numai xeroxuri foarte vechi de la părinții mei, partituri transcrise de mână, tot așa de la ei. Deci condițiile erau, deși într-o epocă a informației, condițiile erau foarte, foarte neatrăgătoare pentru tinerii muzicieni. La început am avut doar partituri pedagogice și treptat ne-am orientat către partituri mai complexe, mai diverse. În momentul de față, tu te-ai ocupat, iartă-mă că te-am întrerupt, de mari clasici ai muzicii românești. Ai tipărit și Enescu, acum te ocupi de Jora, de Lipati, cu ocazia centenarului Lipati și alții, da? Da, noi am încercat după cu posibilitățile noastre să umplem acest enorm gol al partiturilor compozitorilor români. După cum se știe, George Enescu, Dinu Lipati, Mihail Jora mai puțin, dar George Enescu și Ion Dumitrescu nu au avut în perioada vieții lor multe lucrări publicate. Sau, în orice caz, după anii 50-60, când au fost prima dată publicate, nu s-au mai găsit niciodată. Anul acesta fiind centenarul nașterii lui Dinu Lipati, am demarat o amplă acțiune de publicat lucrări despre Dinu Lipati, partituri de Dinu Lipati și cărți despre scrise de prietenii ai săi, de mama sa, Ana Lipati, de soția sa, Madeleine Lipati, lucrări pe care le-am încercat să le publicăm în ediții bilingve și în română și în franceză pentru a fi nu numai disponibile publicului român, dar și publicului din străinătate, unde, din păcate sau din fericire, este mult mai cunoscut decât la noi. Ce vreau să spun, în această ediție pe care vă prezentăm în această seară, le-ați văzut și la intrare, din păcate eu am dăruit și voi dărui în continuare aceste partituri muzicienilor. Aștept, sigur, să tipărim alte cărți ca să pot dărui și celorlalți prieteni. Veți vedea în aceste partituri, am adus din arhiva familiei noastre manuscrise. Matei a venit cu diverse idei, le-am facsimilat, în fiecare volum sunt câteva pagini de manuscris, pentru prima oară văzute de către cineva, niște fotografii speciale, adică este o ediție bibliofilă, am putea spune, da. Da, trebuie să recunosc că studiul pe care am decis să-l publicăm în prefața primului volum este un studiu extrem de complex și de
bine orientat, astfel încât puține lucruri pot fi spuse în afara acestui studiu. De asemenea, sper că o să ne acordați onoarea să publicăm și versurile doamnei Dumitrescu, tocmai pentru a putea accede și publicul larg, nu doar muzicienii, la opera dumneei. Eu personal până acum n-am avut cunoștință, nu le-am văzut, n-am știut de ele și am fost impresionat de frumusețea lor. De-abia aștept, îți mulțumesc, fiindcă a venit vorba în momentul de față, Geta, o să ne mai aștepți câteva momente. Primul volum, care a apărut chiar în zilele când ea era pe moarte, deci în 1967, ea a putut să mai vadă acest prim volum. De ce nu puteau să apară versurile în acea perioadă? Erau considerate niște versuri mistice, niște versuri transcendente, nu erau în niciun caz ceea ce se cerea în acea epocă a anilor 60. Și încă în acei ani, la sfârșitul anilor 60, se mai putea câte ceva tipări. În anii 70, știm cu toții, în 80 nici nu se mai discuta. Dar acest prim volum a fost văzut de ea și prefața de academicianul Șerban Cioculescu. Este o foarte frumoasă prefață. El a fost profesor, de altfel, și a rămas un prieten al familiei noastre. Cel de-al doilea volum, care a apărut la un an după moartea ei, în 1968, a fost prefațat de poetul Ion Brad. O personalitate pe care eu o iubesc în mod deosebit, din păcate domnia sa are 88 de ani, este foarte lucid, foarte bine, dar nu mai poate să iasă din casă. El s-a luptat foarte mult ca să apară acel volum. Era atunci ministru adjunct, cum ar fi acum secretar de stat, la Ministerul Culturii. Și s-a luptat pentru maestru Jora și pentru lidurile acestea să apară. Trecând de cenzură, trecând de fel și fel de obstacole, Ion Brad a reușit să facă acest lucru. A primit o scrisoare de la Mihail Jora, foarte frumoasă, în care îi mulțumește pentru acest lucru. O să-mi permite să vă citesc câteva cuvinte pe care maestrul Brad le-a scris ca să le auzim în această seară. Dragă Ilinca, îmi pare foarte rău că din motive de sănătate nu pot participa la evenimentul emoționant pe care l-ai organizat în memoria strălucitei poete Mariana Dumitrescu, plecat atât de timpuriu din preajma ta. Admirația mea pentru versurile sale, care l-au încântat și pe maestrul Mihail Jora, am exprimat-o în prefața poemelor sale. Mă bucur că în mod firesc nu l-ai uitat nici pe marele compozitor care a păstorit atâția ani tagma muzicienilor, Ion Dumitrescu, tatăl tău, descoperit acum prin strădanile tale și ca un eminent scriitor memorialist. Așadar, se cuvine și să te laud că ai adunat acum în jurul tău atâția artiști de elită ca să realizezi un spectacol emoționant și convingător. Cu admirația și dragostea frățească de totdeauna, Ion Brad. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și acum, fiindcă o avem pe Georgeta alături de noi, nu avem pian aici, că poate v-am mai fi cântat niște liduri, dar am adus CD-ul nostru de la editura Casa Radio, unde sunt multe liduri, și după audierea poemelor, poate o să ascultăm câteva minute o selecție din aceste pagini. Georgeta, aș vrea să te întreb, cum te-ai apropiat tu de lumea lidurilor lui Jora? Tu ai fost eleva Iolandei Mărculescu. Iolanda Mărculescu a cântat îndrumată de maestru Jora. A fost o generație de mari cântăreți, Arta Florescu, Emilia Petrescu, Valentin Teodorian, știu eu, și alții, care au cântat lidurile lui sub îndrumarea lui. Te rog mult, spune-mi puțin. Asta este o primă întrebare. S-a întâmplat acum foarte multe zeci de ani. O văd acolo în fundul sălii pe doamna Lavinia Coman. Era în 1968, eram studentă la clasa de lead a maestrului
Secăreanu, Nicolae Secăreanu, marele nostru bas. Și într-o zi m-a anunțat că m-a numit, m-a recomandat pentru a participa la o serată de muzică și poezie în afara conservatorului. Era pentru prima oară când mergeam în afara conservatorului într-un concert de muzică de cameră, ca să cânt două liduri. Coincidență, dar nu este, acum sunt convinsă că nu e vorba de o coincidență, ci de niște lucruri bine aranjate, știm noi de cine. A trebuit să cânt atunci Chiot de Mihail Jora pe versuri de Mariana Dumitrescu, deci iată că întâlnirea a fost lucrul acesta, simultană. Și de aceea m-am uitat spre doamna Lavinia Coman, oglindire pe versurile Marianei Dumitrescu de regretatul Nicolae Coman, soțul doamnei Lavinia. La pian se afla, dragă doamnă, toată stima, doamna Lavinia Tomulescu Coman. Nicolae Coman a fost și el, la rândul lui, student al maestrului Jora. Pentru mine a fost provocare, e puțin spus. Aveam 22 de ani. Ce transcendental, ce lumină de care vorbește Mariana Dumitrescu aici, ce spirit veșnic. Aparțin unei generații care a primit educație religioasă, după cum bine se știe, doar în familie, pentru că la școală nu se putea. Mintea și mai ales conștiința mea greu pătrundea teritoriul pe care doamna Mariana Dumitrescu se plimba ca cu o degajare, cu un firesc nemaipomenit. Atunci, nu cu notele, cu notele m-am descurcat repede, pentru că nu era pentru mine o problemă să descifrez. Pentru tine, fiindcă notele la Mihail Jora sunt extrem de dificile, cu niște alterații și cu niște cromatisme. Asta e adevărat. Și așa. Pentru asta tine, adevărat. Nu? Fiindcă ai fost pianistă. Pentru că am fost pianistă. Deci nu acolo a fost problema. Problema a fost aprofundarea sensurilor poetice. Sunt convinsă că atunci nu am înțeles ce am cântat. Nu aveam cum. Am reluat respectivele piese pe lângă alte, multe, altele scrise de Jora și pe versuri de Mariana Dumitrescu în deceniile următoare și mult mai târziu am început cu adevărat să mă simt și eu în largul meu pe respectivele sensuri. Mariana Dumitrescu mi-a apărut cu o noblețe și o finețe de simțire, cum numai, să mă ierte domnii din sală, doar o femeie poate să demonstreze în empatia sa. A avut niște nuanțe pe care eu, efectiv, revenind, recitind poeziile domniei sale, nu le-am mai întâlnit în altă parte. Mi se pare că a fost o poetesă extraordinară, cu adevărat extraordinară. O spun cu toată responsabilitatea, cu toată participarea mea. Mi-a plăcut foarte mult să cânt pe versurile Marianei Dumitrescu. Bineînțeles și Mihail Jora. Evident. Da, noi am cântat de multe ori și la Festivalul Enescu, era chiar anul centenarului Mihail Jora, la Ateneul 91, Român. La da, Ateneul. 91. E foarte bine că s-au păstrat aceste înregistrări, s-au păstrat foarte frumos, le auziți pe CD. De fapt, acest dublu CD e aproape live tot. Da, și înregistrările, le ascultam, sunt perfecte. Adică pot fi oricând scoase la lumină. Am cântat apoi și în străinătate și în multe alte momente. Mi-amintesc la radio, nu? Era un concert tot așa festiv. Ziua radiofoniei, tot în 91. Și în multe, multe alte locuri am cântat aceste pagini. Da, acum te-aș mai întreba, Georgeta, tu ești profesoară de atâția ani la Universitatea Națională de Muzică din București, dar
ce se întâmplă cu generația următoare, cum putem să transmitem tinerilor. Știu că tu i-ai invitat să vină în sală, nu știu dacă au venit, dar face parte din datoria noastră de a transmite, de a învăța, nu? Da, e un datoria, mi-o cunosc, da? Știu, sigur. Bineînțeles, bineînțeles. Dar ce poți să faci? Cum crezi că... În continuare, eu dețin proprietatea cuvintelor, răspund de ce povestesc aici. În continuare, față de LEAD, studenții manifestă dezinteres. Cu curaj o spun, generația actuală nu înțelege mai bine decât înțelegea generația mea poezia, metafora, sensurile mai pretențioase ale cuvântului. Cred că un grad de superficialitate crescut la ora actuală îi îndepărtează parcă și mai tare de poezie și implicit de LEAD, pentru că LEAD-ul, de fapt, înseamnă poezie. Sigur, așa este, așa este. Iar cântărețul de LEAD este un actor în același timp, este un filozof în același timp, este un artist cu totul special. Eu am o mare, mare dragoste și prețuire pentru cântăreții de LEAD, care sunt foarte puțini. Eu am mai apucat să cânt și cu Valentin Teodorian și puțin cu Marta Kessler, dar... Dintotdeauna a însemnat un curaj să te dedici în exclusivitate genului de concert, vocal simfonic, ceea ce respectiv, ai făcut tu toată viața, da? Da, ceea ce eu am făcut. La început ești privit de sus, după aceea te obișnuiești și îți vezi de treaba ta, dar părerea generală nu s-a schimbat în continuare. În continuare tineretul crede că genul superior este opera, în loc să înțeleagă că sunt genuri total diferite și fiecare și are superioritatea lui asupra tuturor altor genuri. Așa este, așa este, da. Așa este. Da, sigur că da. Acum te-aș mai întreba un lucru. Cum vezi acest stil al maestrului Mihail Jora în stilul de LEAD, în chintesența LEAD-ului din secolul 20? Are un loc special? Tu ai cântat ca și mine atâtea pagini din toate epocile și ai un repertoriu foarte mare. Cum, unde localizezi? Are un loc special, categoric, având în vedere perioada în care începuturile lui Mihail Jora a fost... A scris într-o manieră îndrăzneață. Cum bine ai subliniat la început, Ilinca nu scrie ușor. Nu, sigur că da. El era în sincronie cu ce se întâmpla în epocă și scrie foarte dificil. Absolut. Nu întâmplător a fost formator, da? Este creator de școală. Atâția s-au adăpat de la acest izvor nemaipomenit care a fost Mihail Jora. Locul său este cu totul aparte, nu numai prin felul în care a scris, prin masivitatea creației sale, a scris foarte mult. LEAD-uri foarte mult. LEAD-uri foarte mult și nu numai LEAD-uri, da, nu numai LEAD-uri. Desigur că ocupă un loc extrem de important în muzica secolului 20. Da, să știi, eu îmi dau seama cu cât trece timpul că o să aibă și el momentul lui, cum Enescu deja începe să aibă momentul, o să aibă și Mihail Jora, adică este un prea mare creator ca să nu fie recunoscut, cunoscut în toată lumea. Deocamdată încă nu i-a sosit momentul mondial, dar va veni, că va fi peste 50 de ani, peste 100 de ani, îmi pare rău că noi nu vom mai fi aici să ne... Dacă bucurăm. Muzica cultă va mai fi atunci, poate că își va găsi. Eu sunt optimistă. Eu sunt optimistă. Eu spun că aceste lucruri nu pot dispărea. Sunt... Sperăm. Da, prea sunt esență de creier și de talent omenesc. Dacă dispare umanitatea, sigur dispare și muzica. Dar fără muzică și fără muzica clasică, până la urmă tot se vor găsi niște romantici care ne vor prețui. Da, iartă-mă că te-am întrerupt.
Da. Deci, asta este cu locul maestrului Jora. Am mai spus-o și în prefață, în acest context, m-am bucurat foarte mult că, iată, un tânăr, el are 31 de ani, el a înțeles imediat, eu i-am propus acest lucru și Matei Bănică a... să nu omitem faptul că a urmat un liceu de muzică. E adevărat? E adevărat? Te-aș mai ruga un lucru, Georgeta, dragă, fiindcă Matei a spus despre studiul Ilenei Ursu. Ileana Ursu este un muzicolog, doctor în muzicologie, foarte talentată și plină de idei și tot așa de entuziasm, care a plecat de vreo 20 de ani în Canada, la Vancouver, și ea ți-a fost și elevă, după câte știu. Da, am fost elevă. În liceul de muzică a urmat canto, dar la conservator a urmat muzicologie, a fost un muzicolog reputat, cu studii, cu premii în străinătate, redactor ani de zile la radio, după care a decis să se expatrieze. Ea a scris o minunată carte despre profesoara mea, Iolanda Mărculescu, marea noastră soprană. Da, da. Și acum? Da, și Ileana Ursu ar fi vrut tare mult să fie alături de noi. Am tot vorbit la telefon, sunt 10 ore diferență între Vancouver și București. Am tot vorbit, a transmis salutări întregii audiențe și până la urmă ne-a scris câteva cuvinte și o să o rog pe Georgeta să le citească din partea ei. Bună seara, stimat auditoriu! Sunt onorată de invitația de a face parte dintre cei care o comemorează în această seară și în acest cadru de excepție pe poeta Mariana Dumitrescu, cu ocazia împlinirea jumătate de veac de la trecerea sa în eternitate. În același timp, sunt profund impresionată de lecția de fidelitate față de familia sa și totodată de respectul față de valorile perene ale culturii românești pe care ni le oferă, încă o dată, pianista de talie internațională, muzicologul, pedagogul, muzeologul și producătorul de televiziune Ilinca Dumitrescu. Exercițiul de iubire și admirație al Ilincăi Dumitrescu, pe care l-am întâlnit destul de rar pe continentul nord-american, dar și înalta ei ținută culturală și rafinamentul ei muzical, au făcut posibile editarea, publicarea la editura muzicală Grafoart și lansarea în această seară a mult așteptatei integrale a cântecelor de Mihail Jora pe versuri de Mariana Dumitrescu. Această integrală este rodul colaborării a doi creatori de excepție care s-au descoperit pe coordonata arhetipurilor de simțire și gândire profund românească și au continuat să alchimizeze esențe tari, să studieze geometriile secrete al constelațiilor sonore, să gândească în configurații cromatice sofisticate și imprevizibile pentru a se exprima în final cu claritatea unor olimpieni. Cântecul de leagăn, colindul, bocetul, balada, chiotul și strigătura, toate acestea sunt presărate asemeni unor motive arhetipale minunate de pe ceramica românească în creația de poezii a Marianei Dumitrescu. Cu un instinct poetic și muzical de excepție, compozitorul Mihail Jora le-a conferit un destin unic și peren. Personalitate de tip renașentist, poeta, traducătoarea, actrița, regizoarea, libretista, eseista și nuvelista Mariana de Dumitrescu, i-a inspirat pe mulți muzicieni din epoca sa, precum Alfred Mendelssohn, Mansi Barberis, Marcel Mihalovici, Ludovic Feldman, Diamandi Gheciu, Tudor Ciurtea, Constantin Pălade, Ovidiu Varga, Emil Lerescu, Carmen Petra Basacopol, Irina Odăgescu Tuțuianu, Dumitru Bugici, Doru Popovici, Nicolae Coman, Grigore Nica și, în primul rând, pe Mihail Jora, figura reprezentativă a muzicii românești din secolul trecut. În cuvântul
cuvântul înainte la cel de-al doilea volum, Poezii, al Marianei Dumitrescu, publicat în 1967, academicianul Șerban Cioculescu a subliniat tocmai acea coordonată estetică a creației acesteia, coordonată ce l-a fascinat și pe compozitorul Mihail Jora. Citat: clasicitatea, scria academician Cioculescu, își asumă riscul tematicii dintotdeauna și de pretutindeni a marii poezii, chemată să redeștepte în inimile noastre întrebările asupra iubirii, destinului, morții, timpului, necunoscutului, iar acestui chestionar să răspundă prin mituri personale, prin simboluri transparente, prin activarea facultății noastre de vis, prin sporirea prețului vieții și prin relevarea frumuseților universului. Am încheiat citatul. Cel mai pătrunzător portret al Marianei Dumitrescu rămâne însă cel scris de Mihail Jora la 17 aprilie 1967, în timp ce era internat la Spitalul Elias din București, portretul fiind realizat pentru o emisiune radiofonică dedicată memoriei Marianei Dumitrescu, care trecuse în eternitate cu doar 2 săptămâni în urmă. Citat: nu vreau să supăr, nici să jignesc pe nimeni, scria maestrul Jora, dar am credința că poetul celei de-a doua jumătăți a secolului nostru pe pământ românesc este până acum Mariana Dumitrescu. Nimeni ca dânsa nu a conceput poeme cu finalități atât de precise pe cât de neașteptate. Nimeni ca dânsa nu a izbutit să îmbine lirismul, cugetarea și culoarea versurilor cu acea muzicalitate înnăscută ce a determinat o seamă de compozitori români și străini să le aștearnă în cântecele lor. Peste 70 de poeme ale Marianei Dumitrescu au fost astfel transpuse în muzică până acum. Am încheiat citatul. Mariana Dumitrescu era veșnic nemulțumită de creația ei, alcătuită din sute de poeme, creație pe care și-o dora cât mai aproape de perfecțiune. Modernitatea viziunilor sale poetice, ce proiectează imagini arhetipale șlefuite până la esență, se adresează mai multor straturi ale ființei, cel emoțional, cel sapiențial și cel filozofic. Ochiul său privea ținta spre cer, drept peste ape și mereu spre înalt. Se mișca agale pentru a nu stârni hipnoze și uragane în nămol, pentru ca răscolitele sălcii putrede să nu arate clișeele negre ale marelui gol. Ea își purta cu splendoare destinul ei de lebădă. În încheierea salutului meu, doresc să-i felicit încă o dată pe aceia care au făcut posibil acest eveniment cultural și editorial și care își vor aduce contribuția prin forme de expresie diferite. Sper din toată inima ca gesturile culturale din această seară să consolideze și mai temeinic locul poetei Mariana Dumitrescu în panteonul valorilor naționale, iar volumele de liduri de Mihail Jora pe versuri de Mariana Dumitrescu să-i atragă și să-i inspire pe tot mai mulți interpreți de lid din acest secol. Cu o voce de o prospețime deosebită,
a înregistrat aceste versuri. Și mă bucur că domniile lor au venit alături de mine, societate de onoare ale Teatrului Național din București. Foarte frumos acest titlu, foarte frumos, și ar trebui să se perpetueze și în generațiile următoare. Alături de noi va fi și o altă doamnă, care este și poetă, și actriță, o personalitate cu totul specială, care și cântă câteodată, doamna Lidia Lazu, care a participat în multe emisiuni de televiziune de ale mele și este o mare iubitoare de poezie și o recitatoare, o să vedeți, originală. Eu mă bucur că aceste trei doamne, prietene, vor sui acum pe scenă, noi vom părăsi aceste fotolii și fiecare cu personalitatea sa, cu totul diferită, îmi fac mare onoare și bucurie să fie alături de mine și să citească și să recite din versurile mamei mele. Vă mulțumesc, dau în continuare microfonul doamnelor Matei, mulțumesc! Mulțumesc. Corabia Duhului, se așterne câteodată peste sufletul nostru un insoare de sânge, o glumă de neant, o bună întunecată, peste sufletul nostru se așterne câteodată. Fără pricină, în vârfie corabia Duhului, îi țintuie pânza rotată și-o lănțuie în singurătate de plină. Fără ce, nimic nu clintește, nici alizeul cu vâsle de trandafir, nici sclipătul castelelor de calcar din arhipelagul de soare, nici violoncelul abisului vibrând nebunește, nimic nu clintește. Imperceptibil, tresare doar la țipătul albatrosului dragoste. Și atunci trimite matros puri, gânduri zvelte pe catarg, să-l cheme cu albe năframe, ci să-l îmbie cu fructe de mare, țintuită în brume de neant, acoperită de o sângerată ninsoare. Corabia Duhului, doar în fața albatrosului dragoste, imperceptibil, tresare. Sole, ce straniu, cum așteaptă inima noastră pe la toate răscrucile pământului un sol întrearipat să ne aducă torța înaltă a vieții, dragoste de care am uitat. Nu vezi ce urât ne-am făcut? Cum ne-am dezvățat să mai râdem, să mai cântăm? Scoarța dușmănoasă ne înghite veselia de pripas și din pădurile tinereții ciocuri strâmbă pe brațele au rămas. Desfrânziți și singuri ca plopii toamna în câmpie, lumânări care pâlpâie în sânge, chinga anilor în jurune, mereu mai ascuțită se strânge. Doar inima, inima nu vrea să moară, așteaptă la răscruci într-o doară, cine știe, poate solul într-aripat să-i aducă tinerețea și dragostea de care am uitat.
Am uitat. Am trăit. Ce mult și ce puțin am trăit. Peste mări pline cu dragoni albaștri și alge de vis am plutit. În munți săgetați de aștri am urcat și am uitat. Din ceasuri bune, răcoroase ca merele domnești, m-am înfructat. Am avut mâinile pline de gențiane și dragoste. Viperă cu dulce corn în frunte m-am mușcat. De atâtea ori cu moartea, fecioară de vecernie, m-am sărutat și am uitat. Și cu Satana m-am întâlnit, domnul frumos cu violete la chiotoare, și saluturi cu el am schimbat. Eram în lotcă, eram în Rădvan oare, sau într-o claie de stele, în fânul parfumat al firmamentului depărtat. S-a dus, am uitat. Îmi zdrelesc sufletul cu harapnicul ca să-mi aduc aminte cum a fost când te-am văzut întâia oară. Era toamnă? Era primăvară? Frunza neclară a văzduhului de vânt sau de cântec a tremurat? Am uitat. Am uitat. Iată iarba timpului, iedere cumplită cum ne înfășoară. Nu mai putem urca. Iarba fiară ne țintuie trupul. Numai inima, numai inima vede acele dâmburi mari de ceață, gorganele de umbră în care am îngropat viață. Tot am îngropat și ne-am dus. Călăreți de sânge din miază noapte spre apus. În urma noastră și pulberea s-a întunecat. Am uitat. Am uitat. Ce bine că am uitat. Acum știu. Am călătorit câteva zeci de ani într-un rădvan de argint, prin această arcadie care se numește viață. Am ocolit repede prea multele cuști, crizanteme cu gratii adăpostind vampiri. Pe frunțile altora mi-au plăcut mai mult cununile de laur și de trandafir. Acum știu ce gust au roadele copacilor, ale valurilor, ale humei. Ce gust au lacrimile, aplauzele, blestemele. Ce gust are vântul de pustiu și ceasul târziu. Acum știu. Alchimistul. Omul acesta cu picioarele lungi, obrazul trist, e un alchimist. În odaia lui nu scărci cu file de aramă, nu-s vrăjitoare în flăcări vii, nici buhne cu ochi de opale, nici albe retorte, nici negre bocale. Din toate bunurile pământului a gustat cât un pic
și acum nu vrea de la nimeni nimic. Despre omul acesta, lumea știe că face alchimie. Preface lacrimile în poezie. Lebăda, lebăda mea, luntre fierbinte, mișcă-te-a gale, flutură lopețile harnice cât mai rar, ca să nu stârnești hipnoze și uragane în nămol, ca să nu-ți arate răscolitele salcii putrede, clișeele negre ale marelui gol. Lebăda mea, prin valul de mătase moale, mișcă-te-a gale, vezi să nu sperii șerpii somnoroși și leșurile și batracienele care-ți urăsc zăpada aripei și pasul prin ape rotund. Gâtul tău, ca o cravașă de fildeș, ține-l drept peste ape. Ochiul tău, țintă spre cer, cerul aproape. În cercurile din valul ce te înconjoară, vezi să nu sfărâm beteala căzută din steaua polară. Strânge umbra florilor sub aripa ta și privește mereu spre înalt, sufletul meu, lebăda mea. Cântecul puiului de ciută. Hai, adună-te strâns lângă mine, căpriorul meu, cu nări sălbatice și glesne plăpânde. Lipește-ți pântecul tău mic de pântecul meu fierbinte, ca să ne alinte ierbile umede și blânde s-au așternut sub picioarele noastre, împreună cu ferigile zdrențuite și căldărușele albastre. Măicuța ta o să te păzească în noaptea asta cenușie, cu trupul pe arcuri și urechea vie. Apropie-ți botul cu nări de rouă și ploapele amândouă, așează-le lângă grumazul meu mătăsos și adormi, puiule sfios. De ce tresari? Ochii tăi întredeschiși, parcă îmi spun ceva? Lasă, știu că azi când te pierduse mai fost la Valea Rea și ai băut din șipotul cu ape roșii. Știu că ai păscut flori de măceș și mușchi negru și gras, în timp ce eu alergam prin prăpăstii căutându-te fără glas. Știu că ți-a luat urma fiara de care eu mereu te păzesc. Știu că ți-a fost frică și că ai plâns lângă tufa de lemn câinesc. Dar acum au trecut toate. Pe urmele copitelor mici de argint,